atâta timp cât se importă foarte mult, da? băncile nu vor da credite către investițiile din România. Pentru că... O măsură de precauție? Credeți? Nu știu dacă nu este o măsură de precauție. Eu văd mai, mai degrabă un, o, să vă, o să vă și explic de ce nu dau, din punctul meu de vedere, băncile în România credite, pentru că atunci când importi, cumperi în valută. Când aduci produsul în țară, îl vânzi în lei. Și atunci toate tranzacțiile se fac prin bănci. Și băncile trebuie să facă un schimb valutar care se comisionează. Și nu este mic. Și ținând cont că importăm de miliarde da, de euro, da, euro-dolari, da, da. atunci și comisioanele sunt. De ordinul ori... sutelor de milioane de euro Nu știu dacă și ace... nu de milioane... sau miliarde de euro care înseamnă de fapt profit. Care înseamnă un profit sigur, da, fără niciun risc al investițiilor și atunci de, vorbim noi de dezvoltare când statul român ar trebui să facă acest lucru, aceste demersuri încât să uh, facem investiții în toate sectoarele ale economiei, nu vorbim numai de agricultură, acolo unde avem nevoie dar să nu mai importăm atât și am spus, pentru fiecare investiție care se face și e, e viabilă e această investiție, trebuie statul să garanteze, nu să ne dea pomană.